Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la tribul nostru vesel din jocul Spore. Se pare că ăștia vor să-mi dea un cadou. Ia să-l iau eu pe capitan. Ah, uite, cineva a luat oricum. Așa, cât îmi dă? Cât îmi dă? Plus 10. Bun, ăștia au vrut să fie plăcuți, drăguți. Sunt prietenii mei din sud-est, de aici. Au floricele. Ăștia sunt supărați pe mine. Ăștia sunt supărați pe mine și ăștia sunt supărați pe mine. Da, m-au tot atacat. Am dus-o foarte rău, da, trecută. Ne-am luptat cu ei cu cimpoaie în loc de cu arme. Acum avem arme. Și avem, toți au arme. A, tu ai crescut? Ai crescut. Hai, ia și tu o armă. Așa, și mi-ar plăcea să-mi adun tot tribul aici. Aduceți voi. Tot tribul să vină aici. Vino tu aici, toți, așa. Voi doi mai aduceți aici. Nu, aici, așa. Și tu aici. Hai, aduceți. A, nu am loc. Ce? Food collection? Ce? Trebuie asta upgradată, ceva? A, nu. Super. Perfect. Tot tribul este selectat, tot tribul este înarmat. Acum, capitanul, unde mi-e capitanul? Capitanul, nu poate și capitanul să ia o suliță? Nu poate. Nu poate. Bine, nu poate, noroc bun. Toate bune și frumoase. Hai să mergem să-i atacăm pe ăștia de aici, de jos, că ne-au cam supărat. Ne-au cam supărat, sunt 3 din 9, în continuare 3 din 9. Hai să-i atacăm. Nu vreau să le dau cadou, vreau să-i atac. Vreau să-i atac. Sunt supărați pe mine, nu vreau să ne mai certăm. Sau aș putea cumva să le dau un cadou? Ce cadou aș putea să... Hai să încercăm totuși pe partea pacifistă, să vedem dacă... Dacă există vreo cale... Ia uite cum venim cu floricele, cu cadouri în mână. 1.48. Ah, dar eu oricum... Nu vreau. Lasă cadou, că oricum nu am instrumente de cântat. După aia o să-mi ceară tot fel de trompete și alte chestii și nu le dețin. Mult mai ușor merge așa și s-ar putea totuși să fac rost de un totem și pe calea aceasta. Nu știu exact. Ok. Stai să vedem mai din aproape. Să-l văd pe ăsta. Ce viață are? A, nu mai are viață. Tu ce viață ai? A, nu mai e nici tu viață. Super. Acum, dacă eu vin aici și distrug asta, hai să distrug direct asta, nu? Adică, haideți cu toți aici. Asta e coșul meu de mâncare. Hai să distrugem asta. Cred că asta, dacă o distrug, cred că am rezolvat totul. Am un semn de exclamare. Wild animals are coming to steal your food. Cum adică? Ce faci tu? Alpha Frog Boy. Ce faci? Îmi fur mâncarea? Atât ați trebuie. 1.45. 1.44. Nu-mi vine să cred, asta face. Chiar îmi fură mâncarea. Aoleo. Bine, hai că trecem aici repede în catastif. Tribul Bleu. Păi mă duc să mă cer cu Alpha Boy. Așa, hai, 5-2. Bun, super. Am făcut un mare foc de tabără. Și a distrus absolut totul. Deci, mai bine că am abordat clădirea principală. Totem? Totem, da. Ha-ha. You have destroyed the Cyan Village. Ai distrus Sătucul Bleu. Your tribe has carved a second totem piece to remember this monumentous occasion. Am reușit să ne mai punem încă o a doua bucată de totem pentru a ne aduce mai aminte de acest ocazie monumentală. The spoils of battles are new tools and outfits. Find them in your tribal planner. Deci avem noi unelte și vestimentații. Haideți cu toții aici acasă.
Trebuie să ne certăm cu Alpha Boy ăla. Bun, venim acasă. Ăștia sunt 9 din 9 și văd că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le e frică să mai meargă să se ducă pe vreundeva. A, uite, se duc la pescuit, la alea. Trebuie să iau cumva. Rider spotted. Deci sunt atacat. Ha-ha! Vin ăștia iar verzii. Da. Lasă, că nu faceți voi față. Eu sunt acasă, cu minte. Și știți ce? Vin spre voi. Vin spre voi și te atac direct pe tine. Direct pe tine te atac. A, așa. Hai. S-ar putea să-i fi chemat pe roz ăștia. S-ar putea să fie prieteni. Deci pe unul l-am luat. L-am luat pe unul. Ia uite cât să... ce e asta? Wow, ce e asta? Nu vreau. Plecăm de desubt. Ce e asta? Nu știu ce e asta. Hai să dăm în ea. Putem să dăm în ea? Nu putem să dăm în ea. Ok, stai că mai e asta. Mai e asta. Stați, nu plecați nicăieri. Mai e asta. Mai e răutatea asta mică. Așa, și cred că ar trebui să încep să mă fac bine. Ce e asta? Stai că țin mouse-ul și pot să citesc. Dacă stă locului. Ce ligioană asta imensă. Ok, nu putem să vedem. Cred că am scăpat de ea. Tot tribul meu să vină încoace. Așa. Vino, pune aici. Toată lumea se hrănește. Avem destul de mâncare. Ce o fi chestia asta? Și ne face oare rău sau bine? Ia dă tu asta aici. Nu, stai că se întâmplă chestii poate nu prea bune. Uite, ăstuia e foame. Păi să mănânce. A, și-a mâncat. Perfect. Hai acum să ne răzbunăm. Și mergem și-l atacăm direct pe capitan. A, uite, pe hartă vedem aici că Sianu a decedat. Ia, putem să ne uităm? Putem să ne uităm. Este un fost foc de tabără. Aici, mâncărica noastră. Ne-am decis să fim pacifiști, dar după aia ne-am dat seama că nu avem uneltele necesare pentru a fi pacifiști. Capitanul se duce instant. Ia uite, 99. Ia uite, 49, 39. Totul cu 9 în coadă. Ok. Toată lumea... Stai, nu dați în clădiri, dați și voi în oameni. Așa, ce aveți voi în mână? Topoare. Nu face nimic. Tot aud o trompetă. Nu știu exact ce înseamnă trompeta, dar... Tind să cred că o ducem bine. Oamenii mei, uite, ăsta este puțin rănit. Hai să-l duc mai încoace. Ah, hai, vină încoa. Hai că ești puțin rănit. Ești puțin rănit și acum poți să reataci. Perfect. Facem un mic de micromanagement. Aolo! Stai că... Șeful meu de trib clachează. Dați-mi ăsta. Vină încoa și voi dați în ăsta. Așa. Ha! Era să clacheze șeful meu de trib. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Acum, că toți suntem toți, dați în asta. Dați în asta. Așa, deci ăsta a fost Sianu. Ăsta este... Exact, nu ne iese socoteala. Nu înțeleg exact. Dacă m-am dus în partea cealaltă a continentului. Ne mai trebuie încă un trib, nu? Care o fi acela? Cred că este un trib secret. S-ar putea să fie un trib secret. Ce faceți voi? Uite, ăsta era un moment foarte bun, fiindcă ăștia doi plecau. Plecau ăștia doi. Da, urmărim noi. Așa, dărâmăm asta și după aia mergem acasă, ne facem bine. Uite, ăsta... Viață, viață
probleme cu viața. Așa, 3, 2, 1 și... Super! Foc de tabără! Perfect! Foc de tabără! Așa, hai! Înapoi acasă acum. Mai primim un totem. Mulțumesc! Uite că ăsta seamănă cu ăsta. Ah, deci astea sunt când facem bine și astea sunt când facem rău. Mi-aș plăcut să fac rău, să fac bine pe peste tot, dar n-a fost să fie. Nu s-a putut face acest lucru, fiindcă au fost foarte agresivi. Așa, zice că i-am distrus pe cei din satul verde și că ne-am pus o a treia bucată din totem. Și că avem tool-uri noi în primăria noastră. Ok. Toate bune și frumoase. Hai să vedem. Ah, și ne crește căsuța din nou. Ia uite ce frumos a făcut. Și cresc și spoturile astea. Tribul tău continuă să avanseze. Coșmelia, primăria, se upgradează din nou. Și acum putem să avem 12. Pa, n-au nicio șansă. N-au absolut nicio șansă. Bine, trib, vină încoace, vină acasă. Uite, ăștia ne-au adus aici o ofrandă. Parcă. Cadouri. Așa, și trebuie să facem cumva să... Hei, na că ne atacă ăștia. Și tot n-am healing. Nu am healing. Flaming torches și stone axes. Ok. Deci asta ne... Deci sulițele ne ajută să atacăm de la distanță, da? Topoarele de piatră sunt foarte efective, sunt foarte, foarte eficiente împotriva animalelor sălbatice și tribe members. Aha, deci și membrilor de trib, stai așa. Dar sunt mai puțin efective, eficiente împotriva coșmeliilor, primăriilor și coșmeliilor de unelte. Bine. Ok. Ce vreau eu să mai fac? Mai vreau să mai fac ceva. Asta mi-ar fi plăcut foarte mult să fac. Healing rods. Asta mi-ar fi plăcut foarte mult să fac. Dar dacă nu vrea, nu vrea. Așa. Vin ăștia și mă atacă. Hai că nu construiesc nimica. Vin ăștia și mă atacă. Deci mă atacă oricum, da? Hai să vin eu pe aici, pe partea asta altă vreau. You can't attack your allies. Nu vreau să îi atac. Vreau să vin pe partea asta altă. Ăștia stau aici și bat din tobe și vor să mă atace. Eu iau prin învăluire și mă vindec. Dacă ajung la timp. Aha, sunt foarte răi. Sunt agresivi. Bine, îl atac direct pe ăsta. A, și e și capitanul. Capitanul are mai puțină viață. Nu, ăla nu-i capitan. Tung, tung, tung. Bine, hai dăm în ăsta. Așa, ăsta deja îi scade viața drastic. Cum îi scade de altfel și clădirii mele. Foarte bine, nu face nimica. Ne-a dărâmat clădirea. Ce clădire asta? E clădirea de... arme. Da, eu sunt plin la arme. Așa, hai pe ăsta. Unde fugiți? A, foarte bine, dați voi în clădiri, că nu e nicio problemă. Stai că nu mai am arme. Nu mai am arme. Deci dacă... O, ce trist. Dacă mi se duce clădirea, înseamnă că eu îmi pierd armele pe care le am oricum la mine? Nu înțeleg acest principiu. Mă tot trompetizează și îmi zice că am probleme. Știu clar că am... A, uite și al șaselea trib. Lavander. Este tribul de levănțică. Așa, ne bucurăm. Hai să ne bucurăm. Hai să ne reproducem aici șmecherile. Fini... Nu, asta, nu, asta. Așa, spear. Hai că mi-a plăcut asta cu sulița. Cu sulițele, mi-a plăcut foarte mult. Punem acolo. Așa. Venim să ne înarmăm.
vreau să ne înarmăm cu toții. Unde mi este capitanul? Capitanul cred că mi-a decedat. Sulițe, sulițe, sulițe. Copilaș. Copilaș. Acum, te rog. Te rog. Așa. Da, cred că mi-a decedat și un om, fiindcă pot să fac 4 copilași și asta înseamnă că mi-a decedat și un om. Șeful meu de trib a apărut. Unde ești? Unde ești? Uite, aici. Aici ești. Așa, așteptăm să crească ăștia 4 mici. Ăștia mari până atunci se duc să mănânce, să adune de mâncare. Hai, duceți și aduceți de mâncare până se facă ăștia 4 mici până se fac mari. Aducem de mâncare. Și ce trebuie noi? Ah, trebuie să și dărâmăm castelul roz. Nu-i problemă, se rezolvă. Și altceva? Mă duc pe Lavander, pe Levanțică și am rezolvat-o. Tribul ăsta maro era foarte drăguț dacă reușea să-mi aducă și mie bănuții direct, haleala, direct aici. Dar nu-i nicio problemă. Tu înarmează-te. Tu înarmează-te. Aș putea să-mi fac și topoare. Să tanchez. Cu 4 topoare să tanchez și cu restul să atac. Oricum, eu de când, și cred că deja mă știți, de când sunt mic, îmi plac foarte mult arcași, îmi plac luptătorii de distanță. Așa. Cine a mai crescut? Tu ai crescut. Unde ești? Tu ai crescut? Ai crescut? Poți să iei de aici? Ești prea mic? La vârsta ta n-ai avea voie să umbli cu o suliță. Bun! Cred că pot afirma că este totul bine, totul frumos. Și cred că... Stai că pleacă mouse-ul din ecran. Așa. Tu! Stai pe loc! Trece în dărăt. Așa. Veniți voi aici. Hai să ne adunăm aici cu toții. Tu! Vino aici! Tu! Vino aici. Și pe fiecare care aduce mâncarea, nu-l mai lasă să ducă înapoi, ci îl pun să se adune aici, să ne pregătim de atac. Perfect, vino și tu. Și mai am 1, 2, 3, 4, 5. Ia uite-l. 1, 2, 3, 4. Deja îi văd în ecran. Perfect, vino tu încoace. Capitanul de trib. Pam, 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 pam. Și tu. Vino tu. Tum, 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 tum. Și tu unde fugi? Și mai trebuie unul. Tu unde ești? Unde oi fi tu? E, asta nu înțeleg cum exact fac să... Nu e bine. Deci dublu click selectez totul, da? Nu vreau asta. Vreau să... Ah, treaptă mouse! Ce dansezi tu aici? Ce dansezi tu aici? Vino încoa. Vino încoa. Că se pregătește un atac. Se pregătește un atac. Ăștia sunt aici, a? Ăștia se atacă între ei? Sau mă atacă pe mine? S-au aliat și mă atacă pe mine și vin cu gheoage. Bine, nu-i problemă, eu sunt pregătit. Așa. Tâng, tâng, veniți cu toți aici. Hai, ieșim din cale, ăștia o să atace clădiri. Uite-i, îi văd. Vor ataca clădirile și rezolvăm cum voi v-ați refăcut. V-ați refăcut, nu face nimica. Bine, mergem după aia pe Levanțică. Rupem Levanțica și după aia... Animal... Cine-mi fură iar? Wild animals are coming to steal your food. Ok, ăștia sunt 12, eu sunt 12. Dar ei se focusează pe altceva. Ia uite, i-am luat pe ăsta. Așa, și pe tine. Nu, pe aici. Dă-i. Ah, dar iar îmi dau în clădirea mea frumoasă. Și o să rămân fără sulițe. Am rămas fără sulițe. Oare reușesc să fac o treabă bună fără sulițe? Ah, asta e ideea, să te duci să ataci sulițele. Dacă ai atacat sulițele, câți au ăștia? 11 din 12. De ce au 11 din 12? Că eu am omorât mai mulți.
Așa, vino și aici. Ești pește 3. Iar tu o să vreau să refaci asta. Aciulea. Așa. Fă-o acolo. Îi batem pe ăștia. Șeful de trib, ieși de aici. Vino și mănâncă ceva. Hai, încă unul. Încă unul mai e pe aici? Cred că... A, nu-s doi. E șeful de trib. De ce nu halești? Mănâncă și tu ceva. Bagă pe sumnas. Bagă la șgheb. Bagă la ghiuzdan. Câte sinonime să-ți mai dau. Bun. Toți vă înarmați. Toți vă înarmați. Mergem pe levănțică. Și îi rupem. Ia uite. 3, 4, 5. 6. Așa, ce înseamnă semnele astea? A, că se duc să se înarmeze. Perfect. Asta și voiam de la voi. Nimic altceva. Hai să mâncăm cu toți acum. Ne mai crește viața, ne mai... De ce stați la coadă? Tu nu mănânci? Tu... Ia uite cum stau la coadă, zici că e pe vremea lui Ceașcă. Ce sistem? Ok. Hai, mai ești... Tu ești important și tu... Ah, și tu ești important. Las că să-și facă coada și după aia... Ok, uite, ăsta îi crește viața, ăsta mănâncă... Toate bune și frumoase. Și încă unul la coadă? Perfect. Acum, hai pe levănțică. 5 din 12. Pe unde o luați? Pe aici? Asta să fie oare cel mai scurt drum? Probabil. Acum, tu ești medicina, tu ești Flaming Torches, tu ești Macaras, deci Macaras nu sunt arme bune de atac. Știm asta. Cântăreți, topoare și sulițe. 6 din 12. 1, 2, 3. Unde sunt restul? Or fi după mâncare. Aha, uite-i. Ei se duc după mâncare, da? Toate bune și frumoase. Hai să... se pregătesc. Bine, dă-le cât au mâncarea mână. Dă-le cât au mâncarea mână. Așa. Cu ce aruncați voi? Nu. Hai să dăm în șeful de tribă. Ăștia au alte chestii. Beastmaster. Ce-o fi Beastmaster? N-a că vin și ăștia. Și trebuia să mă fi dus după ei. Au chemat aliații. Au chemat aliații. Bine, tu mai ai? Nu mai ai. Tu ai 88. Eu nu stau strălucit. Așa. Hai să luăm și pe ăsta. Aliații au venit, dar nu ne fac nimica. Ei cântă. Sunt fermieri. Lasă-i să fie fermieri atunci. Perfect. Venim cu toții, atacăm asta și după aia mergem și pe roz. Da, ei erau fermieri, erau clar fermieri. Tu ce faci? N-ai voie aici? Nu încapi? Bine, hai să ne pregătim aici. Hai să ne pregătim aici. Hai, vină încoace. Vină încoace. Ce e asta? Mâncare. Bine. De ce nu poți tu să dai în ăsta? Cred că 1, 2, 3. Cred că doar ăștia știu să dea sau ce? Deci ăsta dă. Ăsta dă? Ăsta dă. Dar dă în direcția asta. Mai are puțin, mai are puțin, nu mai are mult. Ăștia vin, animalele vin și îmi fură iarăși mâncarea, nu face nimica, nu ne supărăm. Îi luăm pe ăștia,
Ăștia cu halalea lor cu tot au venit până aici. Era bine dacă îi interceptam. Așa, încă un foc mare de tabără. Bun. Pot oare acum să fac vindecători? Dacă pot face vindecători, parcă m-aș duce acasă. Să-mi fac un vindecător. Cum ar fi? Așa, da, înțeleg. Ăsta este singurul. Hai să-mi iau toate trupele. Să vin cu ele. A, căsică. Am descoperit vindecătorul. Uite, îmi zice aici. Am descoperit vindecătorul. Vindecătorul, uite-l aici. De să pun aici un vindecător. Și ăsta cred că îmi face un vrac ceva. Un vindecător. Adică nu cred că vin toți aici și împrejma raza asta sau ceva de genul că se vindecă, ci... Dar ăștia n-au evoluat săracii niciodată. Da, deci cred că îmi dă o gheoagă de vindecare. Ia, uite-i cum vin cu floricele și mi-aduc de haleale. Ia, uite. Dar pune și tu direct aici, te rog eu. Te rog, pune aici. Nu, te implor. Pune aici. Un minim de efort. Tu cine ești? Cine ești tu? Cum alergi? Pe unde alergi? Ia că ăștia vin cu mâncare! Ce-i mâncarea asta? Asta-i totul ce-am ciordit? Poate că am furat! Aaa, ce tare! Deci am prădat tribul celălalt. Bun, hai, venim cu toții. Unde suntem? Toți! Hai aici! Nu știu ce a făcut Beastmaster ăsta. Acolo, voi aduceți astea acolo, acasă. Așa, 110. Hai să te fac pe tine vraci. Și pe tine vraci. Ok, avem doi vraci. Doi vindecători. Așa. Și trebuie să mâncăm iar, nu? Iar ni se face foame. Ăsta vorbește despre timp. Hai să mâncăm. Hai să ne punem iarăși la coadă. Facem coada aia ca pe vremea de mult apusă. Ia uite cum stau la coadă. Incredibil. Ok. Unde vreau să văd? Vreau să văd vracii. Care sunt vracii? Tu ești vracul. Ia ce gheagă de scamator are. Așa, hai, vindecă tu pe acolo. Vindecă tu. Ăștia mai trebuie să mai mănânce. Mai mănâncă ăștia doi și după aia mergem la atac pe Roz. Care Rozul o duce destul de bine. Ăla mănâncă, ăștia vindecă. Bun. Hai, venim cu toți încoace. Hai puțin mai așa să nu se prindă. Momentan aici. Acum, ce știți voi? 159, 106, 106... Mateluță, cât ai? Tâc? 162. Ah, ok. Ce? Doar până acolo am venit? Hai și până aici. Și... Throwing Spears. Spears. Ăștia culeg. Ok. Hai să dărâmăm repede asta. Repede, repede, repede. Dărâmăm această clădire ca să nu aibă sulițe. Așa am învățat noi. Vracii mei cred că s-au dus... o vindecă! Bine, hai să dăm în asta. Așa. Și așa. Și acum dăm în asta. Așa. Dă cineva în mine? Da, dă. Uite, ăsta dă rău de tot în mine. Dar în curând nu o să mai aveți sulițe. Vă zic eu. Ce facem noi? Cred că... Așa, și acum dăm în asta. Sper să nu fie afectați vracii. Tu ești... Hei, vreau să văd.
Tu ești așa. De ce nu concentrăm noi focul? Wow, mi-a murit 3. Ok, alor le-a murit și mai mulți. Între timp, mă duc acasă și mai pregătesc... Nu, de aici. Mai pregătesc soldați. Așa, 3, 2, 1 și... Hai, soldați. Așa, cum stăm? Cum stăm? Nu stăm foarte strălucit, așa-i? Se putea și mai bine, nu-i așa? Dar cred că îi dobândim. Cred că e vorba de... Uite, îi avem pe toți ăștia. Cred că e vorba de foarte puțină diferență. Noroc cu vracii noștri. Ia uite că au fugit. Au fugit. Să vedem unde exact au fugit. Hai să... Nu? Vino înapoi. Hai să fim deștepți. Hai să le dărâmăm clădirea asta, că dacă le-am dărâmat-o pe asta, am rezolvat totul. Ei vor să facă faza clasică cu contraatacul. N-a mers nici asta, s-au speriat. Așa. Facem clasica fază cu contraatacul. Ne crește viața, ăsta îi crește viața? Nu. Nu, îi crește viața. Ia că s-au reîntors. S-au reîntors, dăm și noi. Regula 42. S-au întors, dăm și noi. Bun, ăla a picat. 52. 52, 30. Stai că nu îi mai văd. Așa, și ăsta de 16. Ah, nu, ăsta e de 86. 16, 3. Și 86. 86. Toți. Toți din trip dați în ăsta. Mi-a omorât capitanul. Nu face nimica. Tu te înarmezi. Tu te înarmezi. După care atacați și voi aici, de ce nu? Așa, și voi toți aici. Ok. 515, 503, 500 puțin, 400 mult. Și cred că în acest episod părăsim era de... Ia uite, veniți! Întăriri! Cred că în acest episod părăsim era de trib și mergem în altă era. Una mai avansată, sper. Îmi pare foarte rău că am putut să-mi fac doar un singur prieten. Cine mă tot fură? De ce mă furați? Nu, stai, că am greșit puțin. Am greșit puțin. Vino cu trib, atacați-l pe ăsta. Că are născut Chieftain Tuse. Chieftain strănut și Chieftain Tuse. Ia chiar pe Chieftainul meu, cum îl cheamă? Unde este? Spearman. Chieftainul meu unde este? Ah, e de pe aici. Carget. Ok, atacăm și cu tine. Aici. Și voi toți veniți încoace. Deci l-am omorât pe capitanul de trib pe nume Tuse. Bine că nu-l chema strănut. Sau sughiț. Voi nu știți să faceți absolut nimic. Voi știți doar să vindecați. Eu acum aș fi avut nevoie să dai aici. Nu știți să faceți asta. Yay! Tot timpul când cuceresc câte un sat din ăsta, am impresia că îmi pică calculatorul, că s-a stricat ceva. Că se închide imaginea atât de subit. Se face negru. Ok, și primim a cincea căpățână. Căpățâna mov, roz. Pink, roz. Ok, am distrus satul roz. Primim totemul, da, așa. Am terminat totemul, perfect. You can advance into the civilization stage now. Uuu, stadiu era de civilizație. Bun așa. Bun. Hai să... Să trecem puțin, că nu putem să salvăm chiar acum. Ia, putem să salvăm? Pac? Nu, trec peste. Deci îmi zice că trebuie să dau click acolo și you've been sent into the creators. Așa, să-mi fac city hall, să-mi fac primăria.
Ok, dacă eu dau aici escape, nu pot să dau escape. Pot să vă selectez? Pot să vă mișc? Pot să vă mișc? Pot să dau escape? Nu pot să dau escape. Pot încă o dată? Ah, pot! Și pot salva. Super! Hai că salvăm aici, dragilor. Și trecem în următoarea eră... Trecem în următoarea eră în următorul episod, nu? Cred că e cel mai bine așa. Bine că se poate salva, că am încercat să salvez și am reușit. Asta mă bucură foarte tare. Bine, vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut și acest episod și pe data viitoare. Numai bine! Pa, pa!